La ceremonia de lansare de candidației Partidului Mișcarea Populară de la sfârșitul săptămânii trecute, doi cunoscuți dascăli romașcani au venit să-l susțină pe vicepreședintele PMP Neamț, Dorin Antal, care candidează pentru un post în Senatul României. Învățătoarea Elena Oprea a ținut să-i predea fostul ei elev, Dorin Antal, o lecție de morală la intrarea în politică. Așa. Sunt foarte bucuroasă să fiu alături de unul din foștii mei elevi din prima generație. Și cu emoție îl văd și acum tot elev și tot la școală. Dar acum este un elev mai mare și tot la o școală, dar la școala vieții. Pentru mine acest moment este ca o oră la sala de clasă, unde eu și fostul meu elev stăm în fața dumneavoastră și dăm un examen. Un examen și facem un bilanț al realizărilor noastre. Îi cunosc realizările de-a lungul timpului, în mod direct și indirect, și mă bucur nespus. Și mai ales acum că el caută să-și dorește o schimbare în activitatea sa și că are o altă alternativă de a pune în practică tot ce a învățat viața politică. Nu îi va fi ușor, dar cred că este pregătit, are încredere în forțele sale. Este un om curajos și perseverent, cum de altfel a fost și ca elev. Un om politic, în opinia Dăscăliței de altădată, trebuie să aibă câteva calități morale indispensabile: sinceritate, îndrăzneală, onestitate, energie pusă în slujba oamenilor, loialitate și toleranță. Îmi place motoul care și l-a ales și l-a alăturat acolo platformei sale electorale. Și pentru că de-a lungul carierei mele am tot dat sfaturi la foștii mei elevi ca să poată realiza în viață, am să-i dau și acum, dacă îmi permite și dacă nu se supără, câteva sfaturi. O să doreze un pic mai mult, cu toate că la intrare mi-a spus scurt. Să fii sincer, fără sinceritate nu durează nimic. Să fii îndrăzneți, îndrăzneala ajută succesul. Să fii energic, fără energie nu poți merge mai departe. Să fii loial ție și celor din jur. Fără loialitate nu poți avea afecțiuni. Să fii politicos, fără politețe nu poți fi respectat. Să fii tolerant, când înveți să fii tolerant, dușmanul tău este cel mai bun profesor. Să fii iertător, dar mai ales să fii puternic. Să fii puternic ca o stâncă în mijlocul mării, ca o stâncă care nu se va lăsa sfărâmată de apa ce spune că în jurul său, pentru că altfel stânca va ajunge o grămadă de piatră pe fundul mării. Și profesoara Elisabeta Lazăr are amintiri foarte frumoase despre fostul ei elev, Dorin Antal, care a terminat cursurile liceului Ion Ionescu de la Bradhoria, la vremea când în această unitate școlară se învăța carte cu adevărat. Vreau să spun câteva cuvinte despre domnul Antal Dorin, pe care l-am cunoscut în anul 1983, când a pășit pe treptele liceului Ion Ionescu de la Bradhoria. A fost un elev extraordinar de cuminte, civilizat, foarte bine educat și s-a integrat cu brio în colectivul de elevi al clasei. În treapta a doua, de examen pentru profilul agronomic, unde din nou se remarcă, fiind plecat la concursul pe meserii, la fază finală, venind cu laurii victoriei. A fost un foarte bun organizator ca elev, în același timp un foarte bun organizator la promoția dânsului, când a organizat întâlnirea celor 20 de ani de absolvire. Absolvent al Institutului Agronomic din București, Dorin Antal a avut un parcurs profesional de invidiat în țară și în străinătate. Este absolvent al Institutului Agronomic și un foarte bun profesionist. Întâlnindu-mă cu o colegă de-a lui, Cristina Buhac, la București, și stând de vorbă cu ea, mi-a spus cum s-au întâlnit și au discutat și l-a inițiat și introdus într-un job de unde a câștigat foarte bine, printr-o muncă cinstită, ceea ce a dus la realizarea lui profesională și materială. Consider că este un merit, are merite deosebite pentru a candida la funcția de senator din partea Partidului Mișcarea Populară,
este foarte cinstit, așa l-am știut și așa și este. Nu a făcut afaceri cu statul, s-a realizat prin propria muncă. Îmi povestea iarăși Cristina cât de frumos s-a realizat în București, unde știți că este foarte greu ca să te realizezi, venind de provincie, ce frumos și-a organizat viața familială undeva lângă București, unde avea o fermă, o microfermă. Cele două apreciate cadre didactice îl sfătuiesc pe politicianul Dorin Antal să dea dovadă de aceleași calități umane și competență profesională și în viața politică și toate acțiunile sale să fie slujba în celor care îi vor da votul și îl vor trimite în Parlament.